Ai comandat? Foodpanda îți livrează acum starea nației. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Și voi ce planuri v-ați făcut pentru perioada următoare? Nu, nu ce faceți în vara asta, unde mergeți? Nu, tati, nu se mai lucrează așa. Acum nici nu se mai iese din casă fără planuri pe 10 ani. Adică ok, fără declarație, fără mască, dar trebuie să știi exact ce faci în următorii 10 ani. Uite, în următorii 10 ani autoritățile promit 6 drumuri expres de la Buzău înspre Delta Dunării. Aveți semnale că tot Buzăul va face naveta în Delta sau care-i treaba? Vedeți, mă, asta îmi place la noi, la români. Bă, când facem ceva, păi facem. Ce? Un singur drum? Nu, mă, facem 10, să fie. Sau, Orban a mai anunțat că în următorii 10 ani România va investi peste 40 de miliarde de euro în dezvoltarea infrastructurii de transport și 25 de miliarde în energie. E, știți cum a făcut economia României când a auzit asta? Precum Ciolacu, da, s-a legănat așa și a venit cineva să o sprijine, că se întindea pe jos cât e ea de mică și de urâtă. 65 de miliarde, vă jur, sunt banii numărați, da. Mă rog, a tras aseară și că 100 de euro din ei, da. L-a trimis pe un băiat de la guvern până la colț la non-stop să ia un cartuș de țigări și un six-pack de 24 de beri, că a muncit toată noaptea. Da, a muncit toată noaptea la ele să le termine. Orban nu e omul care să lase pe a doua zi, face treaba până la capăt. Iar după ce termină treaba, face așa. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Florin Câțu a anunțat o lovitură în domeniul digitalizării fiscale. Toate casele de marcat din țară vor fi conectate la serverele ANAF. Casele de marcat, da, bun, bravo. Dar oare veți putea vreodată conecta la ANAF și toate casele de vacanță și toate vilele de neam prost pe care și le-au construit unii și alții de prin politică, de prin vămi, de la ANAF, de prin magistratură, poliție și așa mai departe? Nu credă, nu. ALDE anunță că va sesiza CNCD dacă se deschid doar grădinițele private și mai spune că Iohannis discriminează copiii în funcție de veniturile părinților. Asta da, a fost o mega ciudățenie din partea lui Iohannis. Deschidem grădinițele private. Nea Clause, înțeleg, nu știi cum e să ai copii, dar nu înțelegi nici cum e să n-ai bani? 3-4% dintre copii merg spre privat, omule. Restul la stat, tată, la înghesuială, la hărmălaie, la 4 într-o bancă, 3 pe un WC-ul. Frate, rău e să te conducă oamenii care nu știu cum arată viața a 90% din populația acestei țări. Stă o glumă destul de proastă. Spitalele din linia întâi, dar și mai multe unități medicale de suport au primit o notificare din partea avocatului poporului prin care sunt informate că sunt monitorizate prin mandatul de mecanism național de prevenire a torturii. Mamă, adică da, sunt mega nasoale spitalele din România, dar chiar așa? Auzi, avocatul poporului, au și aparate de-astea de tortură? Adică te trag pe roată dacă nu spui de unde ai luat COVID-ul sau cum? Marcel Vela a anunțat că se implică în cazul vloggerului Colo pentru că este îngrijorat de numărul mare de urmăritori pe care l-avea acest tânăr. Marcele, nea Marcele, te rog eu, nu te implica, nu, sunt destui habarniști care se ocupă de caz. N-ați face decât să vă călcați pe bombeuri unii pe alții. Știu, niciodată un creier în plus nu strică, dar chiar nu e cazul aici. Mai întâi trebuie să vezi unde naiba ți l-ai pierdut pe al tău. O imagine este cât 1000 de cuvinte.
mai multe primării din țară par a fi decis de capul lor instalarea unor tuneluri dezinfectante în școli, tuneluri despre care epidemiologii spun că ar fi ineficiente, ba chiar periculoase pentru copii. Stați, stați, că o să apară teoria că sunt tuneluri făcute de Bill Gates și ți-absorb copiii, îi teleportează în altă dimensiune, iar acolo e o fermă de copii și toți au chipuri în urechi, ca vacile, da? Specialiștii preconizează că în următorii 50 de ani întreaga Oltenie ar putea fi înghițită de deșert dacă nu se fac perdele forestiere. Of, să vezi atunci iar probleme cu gazonul de pe Ion Oblemenco, frate. A, bună asta. Doi din trei români susțin că sunt afectați de corupție, însă doar unul din trei are încredere să sesizeze DNA-ul. Alo, alo. Păi ce mai e corupția acum în România, domne, după ce a plecat PSD-ul de la putere? Vă înșelați, vă spun eu, trăiți în trecut înseamnă. Acum, în prezent, nu mai e deloc corupție. Și un bărbat din Iași a fost condamnat după ce în urmă cu 12 ani lua credite cu un buletin fals cu fotografia și numele celebrului actor american Robert De Niro. În prezent a fost arestat din nou pentru trafic de droguri. Probabil făcea trafic de droguri cu carnetul de șofer al lui Al Pacino, a? Bine ați venit la Starea Nației! Deci nu că infrastructură, o să se construiască atât de mult, fraților, că practic vom fi îngropați de vii în betoane. Știți că era zbaterea aia proprietarilor de betoane și oțel și geam numite moluri, că uite, atâția metri pătrați de construcție suferă în pandemie. Ei bine, această situație nu va mai exista. Betoanele se vor bucura împreună și vor domni peste oameni, peste oameni la propriu, doar că nu ca la cimitir, adică ni se va permite să trăim ca să consumăm. Cine șică, păi de mine, când își pune șică în cap ceva, îl știți, dă două beri pe gât, bagă un pachet de țigări în plămâni și s-a pus pe treabă, nu... Umblă Orban prin țară și delirează, da, e în faza aia în care vede poduri, autostrăzi suspendate, nave spațiale. Alții dau bani grei pe droguri pentru asta, la el nu, la el vine totul natural. Toate aceste investiții vor aduce o dinamică economică foarte rapidă, pentru că se știe, cum spuneau romanii, via vita, drumul e viață. Mamă, pasta o ține minte de când a fost el ministrul la transporturi și a făcut rahatul praf, n-a făcut nimic. A promis, la fel ca acum. Via vita, spuneau măcelarii latini, bă, Orbane, adică vită vie, habar n-ai. Ludovic, tu nu ești în stare să aduci un medicament în țară. Plâng oamenii pe la farmacii după eutiroxul ăla de 3 luni și tu vorbești în latină, te-ai țignit de tot? Cu peste 2 miliarde de euro, guvernul vrea să schimbe felul în care românii circulă din provinciile istorice Moldova și Muntenia spre Tulcea. În următorii 10 ani, autoritățile promit 6 drumuri expres de la Buzău până spre delta Dunării. Eu v-am zis, fraților, adio agricultură, ne băgăm pe betoane acum, da, creștem drumuri. Creștem drumuri și dăm și la export. Da, nu știați? Haideți, mă, s-a făcut o tehnologie de asta nouă, de când au venit liberalii la putere. Păi ei cu cercetarea, cu astea au investit mult. Deci, dacă pui în pământ o potecă de asta, atâtica, peste 2 ani, pac, să vezi cum crește, da. Ai dita mai autostrada, 4 benzi pe sens, 3 souze, atâta tot. Nu șică? De ce vă zic eu toate astea? Pentru că nici până acum nu s-a făcut licitația aia pentru măști. Să cumpere statul măști pe care să le împartă celor cu venituri mici, persoanelor cu handicap și altora din zona vulnerabilă a societății. Urmează, da, așa au zis ei, urmează să facă licitația. Păi cum să te cred eu cu poduri, cu șosele, cu toate balivernele, când tu nu ești în stare să faci rost de măști? Bă, niște cârpe cu elastic! În ceea ce privește marile proiecte de infrastructură, în următorii 10 ani, România va investi peste 40 de miliarde de euro în dezvoltarea infrastructurii de transport.
De asemenea, va exista un angajament de dezvoltare a infrastructurii în domeniul energiei de cel puțin 25 de miliarde de euro pe următorii 10 ani. Ce vorbești, bă? 40 cu 25, scurt, 65 de miliarde de euro în următorii 10 ani. Doamne, România are mari probleme imense să facă planuri pe o săptămână. Asta cu 10 ani, doamne. Și pe Dumnezeu, dacă îl întrebi, spune: frate, nu știu, nu garantez nimic. Dracu știe ce-o fi peste 10 ani. Da, hai să zicem, totuși mă gândesc că cineva trebuie să facă un plan, nu un program. Cine, cum, când, unde? Adică, Orban, îți mai zic o dată, tu nu poți să iei măști și le spui oamenilor despre 65 de miliarde de euro investiții în următorii 10 ani? Obiectivul nostru este să reindustrializăm România, să folosim toate pârghile pe care le avem la dispoziție pentru a atrage noi investiții, pentru a dezvolta capacități industriale. Doamne, ce minciuni, ce gogomănii! Au vândut timp de 30 de ani totul la fier vechi, acum ci că vor reindustrializare. Au distrus CAP-urile și asociațiile cooperative în agricultură, acum vor cooperative. Au distrus tot sistemul de irigații, acum vor să facă sistem de irigații. Când le vindeau și le distrugeau, ne spuneau că asta-i calea. Mai știți, fraților, că tot ăștia erau la putere și în vremurile alea nebune. Vă mai amintiți de fondul proprietății de stat? Asta făcea FPS, conferințe de presă în care le spunea ziariștilor proști și creduli, printre care mă număram și eu atunci, că trebuie să vindem totul pe degeaba, că doar așa vin mari investitori. Au tăiat tot, au vândut tot, au venit investitorii. Ai privit așa apa și ai spus: azi canci, Exact, canci. Acum vor să le facă pe toate la loc și ne spun din nou că asta e calea. Și nici măcar unul dintre ei n-a ieșit să zică în ăștia 30 de ani: Bă, oameni buni, iertați-ne, mă, iertați-ne că am fost proști, i-am crezut și noi pe alții, am distrus tot pentru că noi credeam în propaganda neoliberală și ne închinam la piața liberă cu orice preț și la sfântul profit, în loc să ne pese de oameni și de locurile lor de muncă și de familiile lor. Niciunul n-a ieșit în 30 de ani să spună asta, mama voastră de nemernici. Orbane, îl vezi pe clovnul ăla din fața ta? Da, îl vezi? E o oglindă acolo, omule. 65 de miliarde de euro. Mă gândesc, oare Orban știe ce e un miliard de euro? Câte zerouri are? Orbane, sunt multe zerouri, nene. Nu atât de multe ca în guvernul tău, dar totuși. Vă citam pe ce vrăj am mai făcut nevastă mea. Auzi, Ludovic, te-ai gândit, mă, la o carieră în Alba Neagra? A? Acolo e nevoie de mâini ciudate, cum faci tu, sau barman în cluburi de-astea de travestiți. Pe bune, fă ceva cu mâinile alea, leagă-le la spate, cu ars foarte dubios. Și să ai unghiile tăiate mereu, omule, că-i scoți vrunuia ochii. Nu în ultimul rând, trebuie cu adevărat fructificată prezența Brăilei și Galațului pe cel mai important coridor european de transport fluvial, care este reprezentat de Dunăre, canalul Rin-Main-Dunăre și Rin, care face legătura între Marea Neagră și Marea Nordului. Bă, sunteți nebuni! A dus Galațiu în Marea Nordului, mă, gata! A legat și că Brăila cu Madagascarul. Alo, Dancă, intră, mă, nene, în rol de babysitter, serios. Cumpără eu o ladă cu bere lui copilul ăsta și pune-i niște desene animate. Nu-l mai lăsa să umble, mă, liber prin țară. N-auzi ce zice? Excelent, chief.